Bună seara și bun găsit la emisiunea care descoperă prin satele românești flăcăii frumoși, voinici și gospodari. Astăzi vom merge într-o zonă de baz, în Maramureș, împreună cu o vedetă din noul val al muzicii, cântăreața Celia. Au mai rămas de descoperit doi dintre băieții care vor intra în cantonamentul din București. În căutarea lor vor pleca două vedete, Anca Țurcașiu și Celia, în două colțuri diferite ale țării. Prima va pleca în Brăila, iar cea de-a doua deja este în drum spre Maramureș. Ea va fi protagonista emisiunii din această seară. Celia și-a luat zborul spre țara moroșenilor să-l găsească pe cel mai arătos fecior din Rozavlea. Că dacă Moldova e Fala și Banatul Fruncea, apoi e musai ca Maramureșul să fie mândria țării. Asta își dorește frumoasa cântăreață, care e hotărâtă să nu bată atâta cale fără folos. Avem noroc să de un timp frumos. Eu mi-am luat Adidas în picioare și sunt pregătită sufletește, moral, să-l găsesc pe cel mai frumos, cel mai vrednic, cel mai bun băiat de aici. Cântăreața Celia a nimerit cum nu se poate mai bine să caute feți frumoși într-un loc de poveste. Legenda Rozavlei spune că înainte vreme, ținutul acesta era ocupat de uriași. Atâta de mari erau că ridicau o juninca în spate ca pe un miel. Întâmplarea a făcut ca fata ultimului uriaș să-și găsească ursitul aici. Și fiindcă Rozalia era numele fetei, satul în care ea și-a întâlnit iubitul s-a numit de atunci Rozavlea. Ia uite că intrăm în Rozavlea. Ca și în poveste, Celia caută și ea în țara moroșenilor ursitul pentru concursul Miss Băiatul de la Țară. Ajutorul ei va fi astăzi Nea Ion, un rozăvlean de frunte care știe mersul în comună. Nea Ion conduce ansamblul popular și știe preț de două sate pe flăcăii care se pricep a juca, dar și pe cei care știu lucra. Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața și bine ați venit! Ce comună frumoasă! Da. Și oameni primitori! Da, deci avem și o țărâncuță frumoasă! Avem o comună frumoasă cu ficiori frumoși! Așa că de asta am și venit, să căutăm ficiori frumoși, vrednici, harnici... Să pornim să căutăm ficiori! Încolo, da? Încolo! Mergem! Ne hai pornim! Iza fiind o membra ansamblului folcloric pe care da, foarte frumoasă. Când eram de vârsta ei și eu făceam dansuri populare. Și îmi plăcea atât de mult dansul din zona Maramureșului. Era dansul meu favorit, că la final se făcea așa, ca un gen de glumă, băieții se uitau, ziceau că se uită sufustă la da, fete da, da, și da, apoi iară se jos. Porneau la... Exact. Bar din palmi, spun pălăriile jos. Exact. Fata exact. Vine, ia pălăria, eu pun înapoi. Exact, exact. Cât îi mara Mureșu, mă, mi-i picior ca eu și tu, danițor așa se ghetu. O, lelelele, ho, ho. Foarte bun, Nea Ion. M-a ajutat și la căutări, dar și la cântat. Chiar am avut de învățat de la el. E în drum spre un fecior frumos pe aici. Nu e acasă și ia să nu știu. Dacă dumneavoastră nu e acasă, nu mai ziceți de alții, că dumneavoastră e cel mai bun, e clar. Aici nu găsi, că-s la muncă, toată lumea e la muncă. Avem ceva feciori frumoși pe aici. Nu e în bugăți, numai că tati. Ne-au zis vecinii că la pitic este un fecior fain. Este, este fecior fain. Iasă, pitic, ce faci? Foarte bine. Lucru. Îmi pare bine, Celia. Da. Uite, și harnic de dimineață, harnic, așa. Harnic, ce muncești, spargi butuci. Da. La ce e el bun? La toate. La toate? Da. E bine, că așa, așa ne trebuie. Așa crescut, așa crescut. E mic copil, așa e? Da. Mai arătăm ce gospodărești tu pe aici, pe acasă, toată ziua. O să arunc baga. A, rânești la animale, așa e? Animale. A, uite ce băcuță frumoasă aici. Harnic, băiat. Da. L-a crescut degeaba. Un băiat. Păi da? La leagă. De la leagă. De la leagă. E mic, și da. Acum da, e mare și aveți bază în el. Calu? Ia du-te la calul un pic, Ioane, să vedem ce face gălăgia asta.
Ia curăță-l puțin, să vedem, te pricep. Calule, căluțule, ție-ți plac greunțele, ție-ți plac greunțele, și mie mândruțele. Rămâi cu bine și ne vedem de seară, da? Da. Mai bine și pentru bunica? Bună dimineața! Și bine v-am găsit! Ce faceți? Ați venit! Așa, doamnă aici frumoasă, așteptăm. N-aveți și un flăcău frumos? Avem, aveți? Dar nu sunt acasă. Nu sunt acasă. Unde? Londra. Oh. Merem la Londra după ei? Da. Unul e căsătorit. Ăla necăsătorinim. Stai un pic, o trage cai, stai un pic. Stai. Oh. Bună, m-am gândit că dacă ai așa cai frumos, trebuie să fii un băiat cu gospodar. Și băiat uite frumos. Ce cal frumos. La ce oră ne vedem? Nu știu dacă ne vedem. Așa dacă trebuie plec. Să spui. Nu că e păcat să pierd un băiat așa. Nu cred că mă. E păcat să pierd un băiat ca tine, da. Pe cuvânt. Hai zi că vii, că nu plec. Hai să batem palma. Hai, promite. Este un bărbat care promite. Te așteptăm, te așteptăm. Nu e bărbat dacă promite și nu vine. Ai promis, gata, vii. Dacă moroșenii tineri se cam codesc, feciorii mai tomnatici ar face orice să participe și ei la concurs. Și eu sunt feciori. Ai fost odată. Și ce am uvesc? Fost ai lele când ai fost. Și am de post. Bună. Fost ai lele când ai fost. Dacă astăzi n-am plecat din satul blestemat, mă uitai în urmă la ceea ce am lăsat. Frumos, bravo. Frumos. Foarte simpatic, Badea, probabil pe vremuri cu vocea asta cucerea multe inimi prin sat. O dragă fetiță din gură blestemat, te duci, bădiță dragă, și nu te-o mai vedea. Nu, și bravo, Madi Vasele, bravo, frumos. Mai însemnă. Să vin de seară să mă învățați și pe mine, dar una când mă duc la măritiș ceva, că la armată nu mă duc, promit. Lelea Ioană, găsim aici un fecior. Oha, să vin ca un doctor. Ca un doctor de frumos, așa e? Da. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Dacă e merea dulce, trebuie să fie dulce și băiatul. E super dulce? E frumos. Ia să vedem. Și tu ce faci acolo acum? Am pus o ramă la construit. Ai pus o ramă? Da. Este miere? Ceva, ceva este. Asta de cât timp e pusă rama? De exemplu, ele în cât timp construiesc o... Dacă rama se pune seara, mâine dimineață așa poate fi construită, da. Nu credeam. Și te descurci singur și fără tata dacă nu e, nu? Mai merge, dar și fără tata dacă nu e. Deci acum nu dorm ajută, deci lucrăm împreună. Lucrați împreună. Așa trebuie. Nu, zice, nu la nimic, deci știe de toate să facă... Știi să bați coasa? O scuțim. Bine cu coasa, că eu nu mă pricep. Eu dacă îl văd, eu zic oricum că e bine. Că nu știu. Dacă nu rămâne miriștină după el, înseamnă că e bine. Și miriștina care? Miriștina, deci rămân bucăți din iarbă sau din ovăsul ăsta. Aia e miriștina. Și nu a rămas. Eu îl apreciez. Eu și 10 aș da pentru. Da? Da, dă foarte bine. E cosit, o cosit de la 10 ani o foc la fânt cu maica sa. Era micut, îi mâna după apă, îi mâna după, spărgeau brazdele, întorcea fânul. Deci au fost de ajutor de mici. Da, de mici. E bine, dacă și de la vecini ai vorbe de bine, e un avantaj. La ce vă ajută, bunica? La mâncare, pe mămică. Și la mâncare? Da. Ei, la asta chiar nu mă așteptam să se priceapă și la bucătărie. Bun și gospodar, bun și în bucătărie, mai că l-aș lua acasă. Mere dulce de albine, vino mândruț-o la mine, vino tu la mine în brață, să ne umplem de dulceață. De seară să vii să-ți aduci susținător, că sunt convinsă că ai prieteni mulți pe aici, nu? Da. Dacă nu, aduci și neamurile tot și bunica să vină. Ce faceți? Ce fac băieții? Vă ajutați unul pe altul, așa-i? Da. Sunteți neamuri, sunteți frați, ce sunteți? Prieteni. Prieteni. Și ale cui sunt lemnele? Ale mele. Ale tale și le avem să te ajute. Da. Câți ani aveți voi? 16. Amândoi? Da. Sunteți colegi? Da. Bravo. Trebuie să găsesc un băiat care să vă reprezinte comuna și să
Să arătăm celor de la oraș că băieții de la țară sunt uneori chiar mai buni decât cei de la oraș, nu? Normal. Ia, hai să vedem care sparge fiecare mai repede. Fiecare câte un butuc. Mai aveți ceva să-mi arătați, să mă convingeți? Și sunt fotbaliști, joacă la echipa de fotbal, la juniori. Da? Da. Și un membru în ansamblu folcloric. Așa se pricep. Cine se pricepe la sport? Bravo. Bravo, vă! Eu zic că sunteți ok să veniți acolo și să vedem că o să vă mai punem acolo, la una alta, să-mi arătați. O să fie frumos să ne distrăm, asta promit. Deci la ora 6 ne întâlnim la grădina lui Adam, da? Da. Sănătate, spor la treabă! Ce muncesc oamenii, uite! Cum te cheamă pe tine? Tot Ion? Da. Mamă, ce de Ion! Sper că n-ai auzit că vin prin zonă și de-asta te-ai apucat de muncă. Nu. Așa faci de obicei, nu? Da. E bine. Să spună tata că tata e băiat vrednic, vă ajută? Cum să nu? Da. Vrea să prindă cai la căruță? Știe? El îi prinde singur. L-ai învățat? Bravo lui! Ce faci tu aici? Explică-mi și mie, ca eu îți dai seama, nu prea știu prea multe. Mai învăț și eu. Ăsta e hamul care se pune în gură la cal să nu fugă. Da. Ăsta e tartaole. Ăla se pune, se prinde, cum se prinde? La gât. La gât. Și ăsta e cheptul cu care trage. Am observat că la țară băieții, începând de pe la 13-14 ani, învață cam tot ceea ce e nevoie ca un bărbat să știe într-o gospodărie și asta chiar e de apreciat. Păi el a cuitată baza-i. Noi suntem în câmp, el mulge. Da? Da. Mulge de la porci la stăfel. Se ocupă de animale. E bine înhămat calul, că eu nu prea știu. L-a înhămat bine? Mai bine știe mai bine fiul mai ca bine noastră? Ca mine. Mai bine știi ca mine! De seară, după ce termin treaba, te așteptăm să vii acolo, da? Da. Nu, mai greu, mai găsit unul. Daniel, haideți voi un pic, să stăm de vorbă. De ce nu vrei? Cu feciorul, hai încoace! Lela Ioana, trebuie să ne dai feciorul de sară, să-l ducem în grădină la Adam, acolo, la preselecție. Eu l-aș da, e tare timid. Doamne ajută! De ce nu vrei să vii? Nu, am eu alte preocupări, cu facultatea, am examene. Da. Păi și ce, dacă oricum poți să le îmbin pe toate. Nu mă duc, chiar nu mulțumesc. Nu mers. Asta e, dar vii acolo ca să susții prietenii, da? Vrei să susții vecinul, da? Da, vecinul. Oricum, deocamdată avem câțiva buni puși deoparte și sunt convinsă că mai găsim și de acum. Mai sunt, nu? Mai găsim. Sigur găsim. Frumoasa cântăreață nu e prea obișnuită cu refuzurile și ia măsuri. Schimbă foaia, dar și straiele. Tot eu sunt, doar că... Nealcoșă ești. Da. Recunosc că Nea Ion mi-a dat ideea să mă îmbrac în costum tradițional, sperând că o să cuceresc cât mai mult băieți și o să-i conving să vină la preselecție. Să vezi ce priză o să ai acum la feciori. Bravo, arăți foarte bine. Mulțumesc. Ești faină. Mulțumesc. Mureșan, că parcă ai crescut aici, dar noi în Maramureș. Păi da, trebuie să mai și învăț o melodie. Cât-i Maramureșu, cât-i Maramureșu, noi, fată, ca eu și tu, nici oraș ca Sighetu. Băi, ce frumoasă te vezi, dumneavoastră! Mulțumesc! Mureșanca, adevărat, așa-i? Vă căutați un rozovleam pe aici, că... Păi am zis. Da, am văzut. I-a spus să se îmbrace în costum popular că va prinde mai mulți feciori pe urze. Mai. Așa-i? Ziua, băieți! Ce faceți? Întoarcem pologul. Întoarceți pologul, așa-i? Da. Iarbă tăiată îi spune polog. Am înțeles. Câți ani aveți voi? Eu 15. 15? Eu ziceam că ești mai mare. Terminați treaba până de seară? Da. În cât timp terminați grădina asta? Un ceas. Un ceas? Așa repede? Și acum trebuie să prindeți cai? Da. Le dai apă? Ia uite, mă! Haide-mă, minute speriat. Lisete, așa-i? Ce frumos e. Vă mâncat bine. Păi știți de ce calul mănâncă într-una și nu-i sătul niciodată? De ce e blestemat? De ce? E Fecioara Marie. Fecioara Marie, pentru că nu n-o lăsat să nască pe fiul, așa-i? Da. Și când îți iei sătul o singură dată în an?
ziua de ispas. Bravo, Vasile. Deci în ziua de ispas, dar și atunci numai... Un ceas. Numai un ceas, mă. Știu folclor. Știi să și călăriți. Ați călărit vreodată? Știu. Da? Ia uite. Ia uite. Nina, am zis și e sus pe cal. Foarte frumos. E blând, da, e ascultător, uite. Da, da. Da, da, da. Ce frumos. Am auzit că faceți dansuri populare. Care face dansuri populare? Amândoi. Care jocuri vă plac mai mult? Învârtita. Învârtita? Păi să mă învârt și pe mine odată. Ia să vedem, știi? Și nici una, nici două băieți au încins o bătută moroșănească, de-au stârnit colbul în bătătură. Se vede că băieții se pricep să învârtească fetele la horă, ca și fânul pe căpiță. Tai ta da da tai ra da da ta ta tai ta da tai ta ra ta ta tai ta da da tai ra da da ta 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 tai ta 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 tai ra ta tai ra ta 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 tai ta tai ra ta tai ra ta 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 tai ra ta tai ra ta ra ta 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 tai ra ta tai ra ta 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 ta. Bravo, Vasilica. Bravo, bă. Așa, mă, vezi? Curaj. Sunt mulțumită. Mai învărți și tu o dată? Hai, Gheorghica. Eu fac bine? Au jucat bine băieții, dar nici cu mine nu mi-e rușine. Cred că nu se așteptau să știu să dansez, să știu să joc. Eu am mai făcut dansuri populare, dar ei nu știau asta. Bravo, mă! Bravo, așa! Bine, mă! Bravo, bravo! Vezi e bine, e bine! Ai scos colba aici! Știu amândoi! Unde mergeți? După și ce faceți acolo? Încercăm pisosul. Adică nisip? Da. Dar de seară ce faceți? Veniți la... Da. V-ați zis pe voi că sunteți acolo, da? Da. Demonstrația din bătătură i-a adus și ceva fani cântăreței. Câțiva pui de moroșeni i-au cerut autografe și i-au dat cadouri și ponturi. Din partea lui Vanessa pentru Celia și din partea lui Cristina, te iubim! Vă aveți acolo și Ilian, da? E acasă, Adi? Da, e acasă. Hai să mergem cu Adi! Da. Doamne ajută, stai, nu fugi! Ce faci? Bine! Bine? La muncă, așa-i? Ioana lui Gavrilă! Da! Îți răpim ficiorul de seară! Răpi el, numai... Bună ziua și bine v-am găsit! Cum e la muncă? E prea cald, nu-i prea cald pentru munca asta? Și suntem pe grasă! Poți să-mi arăți și mie cum se pune fânul pe gireadă sau jireadă? Sau cum? Pe gireadă. Hai să-l verificăm. Mociriță cu trifoi mai, mociriță cu trifoi, mor cerut la mama doi mai, mor cerut la mama doi. E știut că tânăra cântăreață îmbină stilul dance cu muzica house, însă aici, în Maramureș, a demonstrat că se descurcă foarte bine și cu cântecul popular. Mărita, m-aș mărita, cu suveica nu știu da, pita nu știu frământa. Pusă-i pâinea când a frunza și-o gătila să-mi văsă-i și-mi părucă mă grăbi. Dă nevastă zău că-s bună, la 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 la, că lucru noaptea pe lună, ca ziua pe vreme bună, la 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 la. Spor la treabă! Mersi! Și mai învață să pui pe jireadă! Aici mai e un băiat? Aici? Era unul care a fugit, da. Să nu mă facă că săr gardă! Alo! Coman! Da! Hai, mă, deschide poarta, mă, ce faci? Muncești ceva sau ce faci? Nu. Nu, acum e căldură mare, așa-i? Da, foarte mare. Și te-ai tras la umbră un pic. Da. Păi nouă ne plac băieții care muncesc, să știi. Nu, ești băiat care muncitor. Nu. E păcat de tine, să știi. Păi, mă, nu te poți însura așa dacă zici că... Cine mai mere după tine dacă te lauzi că nu muncești? Muncești. Mai da, glumit. Da, am glumit. Văd că ești pregătit să pleci pe undeva. Atunci mi-a arăs de seară ce știi tu să faci. Da, de seară. Da? Da. Bine. La ora 6 la aici. În grădină la Adam. Da, da. Da? Da. Timpul a curs, dar nu fără folos pentru vedeta noastră. Celia mai are de scotocit un sat și poate preda armele. Sincer, nu mă așteptam să fie chiar atât de frumos. Și cu atât mai mult că e o zi extraordinar de frumoasă și îmi dă poftă de viață. Hai că am ajuns în satul Sâlța.
Celia speră să avem noroc de data asta. Sat care aparține tot de... Aparține de comuna noastră, de Rozavlea. Cred că prindem un fecior aici. Ia să vedem. Bună ziua! Ia e Celia. Bine, Celia, cum te cheamă? Zaharia. Ce faci tu, la muncă? Ajut părinții un pic. Ajut părinții? Câți ani ai? 18. 18, bravo! E harnic copilul vostru? Harnic, dar e mai după domnie, coleaca, că e oraș. Să mai domnit, așa e? Dar nu uita tot muncile câmpul, nu uita. Nu, văd că știi că o să... Știe. E bine. Știe să facă jireada? Da, da. Nu musai. Musai, nu? Da. Bravo, nu uite. Uite că știe. Să începe. Ne lăsați și nouă de seară? Da, da, vi-l lăsăm. Cum să... Vi-l lăsați? Da, după ce terminăm cu unul ăsta. Bine atunci. Bravo, am reușit. Da. Uite că am mai reușit unul. Mai luat unul. Și... Să mai luăm un băiat. Da. Și băiat frumos, inteligent. Da, exact, exact. Ce faci, bade, Simeone? I-ai pus feciorii ăștia la treabă. Cântăreața a găsit în satul ăsta băieți muncitori, dar și un moș posnit. Pus pe strigături cam de ochiate. Ei, una. Ei, băi, astea mi-a plăcut. Care fals de-a lasă zut și bune de desubt. Bravo! Bravo! Dar nici frumoasa cântăreață nu s-a lăsat mai prejos și i-a dat câteva replici, însă ceva mai cu minți. E, da, și-a zis mama mândrii, fată ca ei nași! Bravo! Eu te vă mândră pe picioare, pe mărsul picioarelor, pe încrețâțul polelor, pe încrețâțul de la pole, pe mărsul de la picioare! Lume! Foarte simpatic moș Ion, m-am și distrat, am învățat și niște strigături de la el, a fost foarte tare. Voi cântați că eu muncesc, așa? Da, așa, domnișoară! Așa, domnișoară! Aș pune o tine, să nu mai super pe nimeni, dorule. Așa, domnișoară, vezi că știi, bravo, domnișoară! E. Mă pot mărita? Oi, de mine, domnișoară, dar unul tânăr să fie! Celia e foarte mulțumită că pe lângă băieți unu și unu și-a îmbunătățit și repertoriul. După șoapte noapte, tânăra cântăreață a devenit expertă în strigături. Hai să merem cât e lin, hei, hai și iară hai, prin pădure de mălin, hopa! A fost o zi foarte frumoasă în Maramureș pentru cântăreața Celia. A mers pe la casele localnicilor, a învățat câteva strigături din zonă și a dansat în ograda unui sătean. Acum trebuie să se îndrepte către centru, acolo unde o așteaptă cei mai îndrăsneți băieți. Bună seara, bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru primire, mă bucur tare mult că s-a nimerit să fiu eu prezent aici în mijlocul vostru și nu altcineva, pentru că e un loc foarte frumos în care sper din suflet să mai revin și cu alte ocazii. Dar haideți să chemăm băieții și să-i vedem mai aproape și să-i punem și la muncă. Ei sunt ai voștri. La grădina lui Adam a venit aproape tot satul, dar pe scenă au urcat 18 moroșeni tineri, cei mai curajoși deocamdată. Începem, băieți? Sunteți pregătiți? Vom vedea și cât de isteți și talentați sunt, pentru că după o scurtă prezentare, Celia îi atacă pe flăcăi cu proba de aptitudini. Vreau să zic o strigătură. Am o mândră faină tare ca fundul de la caldare. Cine e pată și-o legat calul la poartă și i-o pus până la coadă, zi-vă! N-are mândra paie în pat câte guriță i-am dat, n-are mândra paie în șură de câte ori. I-am dat gură zi. Garbzi.
Mândra mea e cât un ed când mă duc în iarbă pe el, zi, mă. E, da frunză verde de săcare, eu-s feciorul de la țară, zi, mă. Vreau să măr la capitală, să fac mândrele în boală, zi, mă. Am apreciat foarte mult momentul lui Ionuț. Spre deosebire de ceilalți, el a făcut ceva special. A improvizat ceva pentru mine și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut mult. E, da mote macelea la ei și mă hrăni cu păstă, zi, mă. Păi cu păstă și cu șalate, nu mi-o dat un pic de lapte, zi, mă. Păi mote ma și mote ma. Păi și mi-o dat mult de lucrat, zi, mă. Nici nu-i de mirare că flăcăii s-au înghesuit la strigături. Moroșenilor le place să strige, să-și țipe sentimentele ori de care sunt ele. Frumos, dar cum nu e un concurs de strigături, mai e nevoie și de altceva ca să convingă vedeta de la București. Strigătură nu mai e voie că s-au zis prea multe strigături. Hai să ne gândim la altceva. Hai, da, după pui de moroșan, după pui de moroșan, da, să nu dai cu bolovan, să nu dai cu bolovan, că dacă linii meri, va e capul tău azi, bă! Ei, da, măr pe drum și-mi pare bine, văd coconi făcuți de mine, bă! Sunteți mulțumiți? De mine sau de el? Celia a reușit să încânte spectatorii, dar să vedem dacă și concurenții reușesc să o impresioneze pe ea. Ia să vedem. Cu ce mă uimești? Eu am făcut handbal, am făcut 4 ani de handbal și vreau să vă arăt o săritură specifică. Foarte bine! 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Atât de am făcut și eu la PAC, să știi. Vreau să zic un banc, sec. Două maimuțe stau pe o creangă, una zice că trece altă, te împing și-o împins-o. Se ducea ursul cu lupul prin pădure. Și la un moment dat le iese iepurașul în cale și unde mergeți, unde mergeți, cum era el așa. Hai mă, du-te de aici, că nu-i treaba ta. Hai mă, luați-mă și pe mine. Bă, mergem la vulpe, știi, și hai că vin și eu. Ok, ajung la vulpe, intră ursul prima dată, pam, 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 iese după jumătate de oră, fai mă, ce cârjă i-am tras. Ok, intră lupul, iese și el după jumătate de oră, fai mă, ce cârjă i-am tras. Intră iepurașul, iese după jumătate de oră, bă, zice, cârjă n-am găsit, de-aia am dat un scaun în cap. Mersi. Vedeta nu se lasă până nu le testează flăcăilor puterea de seducție și îi provoacă la declarații. Celia, ești foarte frumoasă. Ca o prințesă. Mai ales în seara asta. Și nu știu, poate în viitor pot să mă îndrăgostesc de tine. Momentul cu declarațiile, mamă, mi-a plăcut foarte, foarte mult. M-a impresionat în mod plăcut și m-a făcut să mă simt bine, asta e clar. Celia, te iubesc mai mult decât iubește Dumnezeu pământul. Te iubesc mai mult decât își iubește mamă fiul. O să fac o declarație mamei mele. Mama mea e cea mai scumpă femeie din lume și te voi iubi până cât voi trăi. Cine să fie următorul?
tu? Ia zi. Pili. Pili? Cine e Pili? Hai, Pili. Dragă mamă, ești cea mai importantă persoană din viața mea și te iubesc. Tan. Știu că este plecată departe, dar eu o iubesc foarte mult și o aștept să vină la mine. Sper ca mama ta să te vadă. Sunt convinsă că îi vor da lacrimi. Dacă aș fi mama ta, cu siguranță aș fi emoționată. Prea s-au emoționat cu toții. Băieți în fața Celiei, Celia în fața declarațiilor, așa că e timpul să-și revină fiecare și să treacă la o probă mai dinamică. Dăm drumul la muzică? Proba de dans. Punem 50 de bani, bălinia de tramvai. Că ne place, place, ne place, 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 place. Confecționăm fumigene direct din acorde. Oane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem, dar vă place. Cum vă place, e clar că nu sunt ei experți la dans, dar măcar au fost dezvolți și ne-au făcut să ne simțim bine. A fost un moment foarte haios. Versuri de parcă sunt la arbitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru mine. Muzica și temul ne ridică pe toți. Ne zile de mână ca o mamă. Măsuiesc laptele, tobele, sunt șoapele. Cântecul de leagă în cene umple nopțile. Dacă proba de dans le-a risipit emoțiile și i-a făcut mai dezinvolți, la următoarea tinerii rozăvleni trebuie să demonstreze siguranța de sine și farmecul personal pe un podium imaginar. Facem câțiva pași, da? Cu atitudine. Că sunteți buni! N-au stat ei prea bine la capitolul defilare, dar s-au descurcat la pozat. Foarte bine! Atitudine, curaj! Fiecare e cel mai tare în felul lui, da? Arătați asta! Arată-ne ce poți! Hai, facem una amândoi! În încercarea de a încuraja să pozeze, cântăreața cu sex appeal i-a zăpăcit de toți pe junii moroșeni, care nici în visele lor nu sperau că vor atinge o vedetă de la televizor.
a fost cu siguranță o seară de pomină pentru ei. Băieții erau puțin timorați, am vrut să le dau puțin curaj, să aibă mai multă atitudine în ei. Gata! Aplauze pentru băieții voștri! Îmi place aici în mijloc! După ce i-a făcut să plutească de plăcere, e timpul să-i coboare cu picioarele pe pământ. Celia vrea să afle cât de pragmatici sunt băieții din Rozavlea. De pildă, ce ar face ei cu 10.000 de euro dacă ar fi să-i câștige? Ultimul test din această seară. În primul rând, ne-aș dori un scooter. O parte aș da la cei nevoiași și o parte la părinți. Dacă câștigați, o să vin să văd cum dați o parte la nevoiași, da? Așa că spuneți adevărul. Aș dona la primar să facă drumurile, primul rând. Aș investi în ansamblu folcloric pentru că să avem mai multe ieșiri în țări străine. 4.000 de euro aș da la Federația de Fotbal de la Rozavlea. Aș investi într-o bază sportivă pentru copii. Aș repara ulițele și ceva de distrare. Aș da la Rozavlea, să ajungem și noi undeva cu echipa de fotbal. Nu știu, aș încerca să dezvolt mai mult turismul zona asta, pentru că e o zonă minunată. I-aș face o fermă de oi. Oprește-mă! Banii? I-aș strica! L-aș da jumate la părinți, jumate mie și să petrec. I-aș cheltui aproape pe toți. Să mai rămân și cu ceva. Ai emoții? Îmi dai o pupă aici? Era emoționat, mi-a dat un pupic și a devenit îndrăzneț și foarte sigur pe el. Mi-a plăcut. Acum nu știu, ori l-am emoționat mai tare, ori l-am liniștit. Nu știu, hai să vedem. Dacă aș câștiga 10.000 de euro, ți-aș propune să petrecem o vacanță împreună la Nisa. Bravo! Să alegi cei mai buni flăcăi doar după câteva probe nu e un lucru tocmai ușor, așa că vedeta noastră Celia trebuie să se bazeze pe instinctul ei să găsească băieții care pot face față unei competiții care le testează îndemânarea, priceperea, dar și puterea de seducție. Este momentul să aflăm care sunt cei 6 finaliști. Trebuie să aleg doar 6 dintre voi și vă spun sincer că n-a fost ușor. Vreau să spun că fiecare mi-a fost drag în felul lui. Vreau să faceți un cerc așa și treptat. Am să aleg către unul să rămână în mijloc alături de mine. Ei vor fi cei 6 care vor rămâne. Au fost mulți băieți, mi-a fost tare greu să aleg doar 6 dintre ei. N-am avut destul timp să-i cunosc îndeaproape pe fiecare și chiar a fost dificil. Opriți-vă și stați aici că am amețit. Sunteți prea mulți și trebuie să aleg prea puțini. Nu e așa că e greu? Spuneți voi, nu e greu? Mai am voie să aleg 2, da? Să aveți încredere de acum încolo, fiecare. Mi-a plăcut tare mult loialitatea băiețelului care își dorea cu tot din adinsul ca prietenului să câștige. Întâmplător, chiar pe el l-am ales. Ce drăguț!
Vreau să vă pup pe fiecare în parte și să vă spun că mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Cel pe care nu l-am pupat trebuie să vină în față. Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici alături de mine. Aplauze pentru cei câștigători. Aplauze pentru cei care au venit și au arătat că cei de la țară pot fi cei mai buni. Mi-a fost tare greu să rețin numele la fiecare în parte, dar am pus așa câte poreclă pentru fiecare și mi-aduc aminte că era drăguțelul, fotbalistul, perciuni, blonduțul, handbalistul și meltuțul. Sincer, mi-a fost teamă că n-am să găsesc băieți drăguți și mă bucur că am găsit câțiva de care sunt tare mulțumită și care sunt convinsă că în finală vor arăta mai mult decât ceea ce am văzut. Sper să dea la o parte emoția și să fie ei, pentru că așa o să pot să-i citesc și eu mai bine. Cei 6 finaliști sunt foarte bucuroși, însă n-ar trebui să respire ușurați, pentru că greul începe abia mâine, dimineața cu probele agricole și mai pe seară cu testele din finală. Vedeta și ea se va concentra la probele de mâine, pentru că flăcăii n-ar trebui să scape prea ușor. Și la muncă, și la muncă grea. Bună dimineața, băieți! Bună dimineața, am spus! Bună dimineața! Un băiat de la țară trebuie să aibă forță și rezistență. Începe operațiunea roaba. Proba pe care am pregătit-o pentru voi, eu nu cred că este foarte grea, pentru că este ceea ce faceți voi zi de zi, sau așa ar trebui să facă un băiat de la țară zi de zi. Fiecare dintre voi trebuie să tragă această punte. În cealaltă parte o să găsiți câte o roabă pentru fiecare. Trebuie să treceți cu roaba în partea cealaltă a râului, o încărcați cu pietriș, vă întoarceți cu roaba înapoi și cel care ajunge aici și scoate timpul cel mai bun o să fie felicitat de mine. Așa că... start! Uite cum Hai că se poate! Hai, 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 că e ultima 100 de metri! Hai, hai, hai! Gata! E greu? Foarte! E greu, da? Dar te-ai descurcat că ești băiat puternic, nu? Da! Foarte. Sincer, nu mă așteptam să fie atât de greu. Au fost 29 de grade la umbră. Am umblat toată ziua prin soare. La un moment dat m-a luat durerea de cap foarte tare. Start! Am umplut-o bine. Ai umplut-o bine, nu te-ai jucat. E bine? Da. Eu nu știu dacă e așa bine, dar dacă tu spui... E ok? Da. Start! Haide, nu-ți mai repede, că se poate!
Mamă, cum se mișcă puntea. Mamă, dați-vă că mi-e frică pe asta. Greu. Start! Cum e? Greu. E greu? Da, te-ai descurcat. E bine că la Nale și n-a niciunul. Înseamnă că sunteți bărbați. Da. Locul 1, Ghiță. Foarte bine. Eu vă felicit pentru că știu că n-a fost deloc ușor. Departajarea a fost doar de câteva secunde, așa că cel care a câștigat are aplauze din partea mea. Și credeți că a scăpat? N-ați scăpat, pentru că mai aveți o probă. Atenție! Vă pregătiți, da? Start! Dacă la prima probă Celia n-a avut nevoie de ajutor de specialitate, la a doua e musai. Băieții trebuie să facă un clenci cu fân, un fel de căpiță, dar în varianta veche, așa cum făceau străbunicii lor pe timpuri. Adică să se folosească de un singur băț noduros pe care trebuie să-l îmbrace în fân. Pentru asta e nevoie de multă maestrie, ceva cunoștințe de fizică și în cazul ăsta și de rapiditate, pentru că e o probă contra cronometru. Hai să vedem cine. Expertul în clenci este domnul Mârza. Hai că puteți, băieți, hai! Hainele se spală, nu-i problemă! Hai, băieți, hai! Uite ce bine să te descurci ca băiatul ăsta! Mă, Ghiță, mă, văd că te descurci cam prea bine! Ai mai făcut? Ai mai făcut, da? Ne spuneți, da, e făcut, da, corect? Foarte bine l-a făcut. E făcut corect. Și atât de... aceeași dimensiune. Da? Sus l-a acoperit, jos nu are legătură cu pământul, ca să nu tragă apa. Foarte priceput, Ghiță. El este un exemplu pentru băieții de la țară. A câștigat ambele probe, iar eu îl felicit. Aplauze pentru Ghiță. Mergem la Ianuț. Ianuț, cum e? Bine. Ai terminat? Ești mândru de tine? Da, da, faci și căpițele. Cum e domnul Mânta? E bine. E bine? Da. E mai bine decât primul? La fel. La fel. Da. Hai mă, băieți, mă, că sunteți în urmă rău de tot. Sau sunt ei prea buni? Nu știu. Da, sunt prea buni. Sunt prea buni. Au terminat prea repede, nu? Se pare că am mai făcut încă unul. E terminat. E bine făcut? Foarte bine. E bine făcut și la Dănuț. Da. E bine, te-ai descurcat. Am voie să renunț, că nu mai merg. Nu mai merg. Pur și simplu nu mai pot, oricum, n-am restul. Celia, poți să renunți? Nu, nu. A, nu, gata, repede. Hai că reușești, nu te dau bătut, că bărbații nu se dau bătuți niciodată. Ultimii doi concurenți au probleme ce ridică, mintenaș se surpă. Ca în meșterul Manole, ori clenciul nu e bun, ori băieții nu se pricep. Mai rămâne să o folosească pe Celia pe post de Ana lui Manole. Dar mai bine ar fi să folosească experiența lui Nea Mârza. Care e problema? Nu am avut de-a jos crengile, știți? Ramificațiile. Ramificațiile în partea de sus. Lemnul. Și atunci nu stă bine. Credeți că remediază problema? Poate da, să remedieze? Da, da. Și iasă foarte bine. Dacă te grăbești, ai posibilitatea să nu fii ultimul loc. Ce a căzut? Nu te lăsa că nici dincolo nu merg treburile prea bine, așa că...
de tot, nu mai merg. Nu, 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 nu. Numai o dată se arăt. Ia uite. Yes. Asta e. Una, două, te-ai dus sus cu el. Asta e. Poți să te relaxezi? N-am fost ce trebuie. Dar ia cu bunăvoință. Și aici? Care-i problema la tine? Nu mai poți. Nu, că nu mai pot, da. Nu mai merge. Doi ion negativi. Gata, băieți, concursul s-a încheiat. Cel care a câștigat și cel care a terminat primul este din nou Ghiță, dar trebuie să vedem și care clench este făcut corect. Și pentru asta avem nevoie de domnul Mârza. Eu n-am schimbat ordinea primele trei locuri, clench-urile toate făcute bine. Toate sunt făcute bine? Da. Cred că sunteți prea bun dumneavoastră. Nu, asta e adevărul. Câștigătorul probei rămâne Ghiță, dar și voi ați câștigat experiență. E timpul unei schimbări de haine, pentru că e foarte cald, iar băieții au muncit din greu pe vremea asta. Din păcate, n-au prea mult timp de trândăvit, pentru că urmează programul de vizită și niciunul dintre ei nu-și dorește să fie găsit șifonat și ciufulit de o vedetă atât de arătoasă. Bună dimineața! Bine ați venit! Să vă arăt camera mea? Da, hai să vedem camera ta. După cum se vede, sunt un fan al Stelei Infocat. Am aici tot felul de pulare. Medale aici, locul 2 la Cupa Liceilor, ediția 2009-2010. Îmi arăți și mie șifonierul. Cum îți place să te îmbraci? Mai mult sport îmi place, că am făcut și handball și de asta. Care e tricoul tău favorit, îl ai aici? Da, mi-o place culoarea roz. Și mie îmi place. Viața e roz și roz este lumea toată, bustele mele au gust de înghețată. Mie îmi place mult. Înseamnă că e curajos dacă poți să porți roz. Roz este tot ce contează. Văd că e ordine la tine aici. Cine îți face curățenie? Să ai pregătit repede acum? Nu, eu îmi fac eu pe aici curățenie la mine. Dănuț are 20 de ani și a optat pentru un colegiu de asistență medicală, pentru că vrea să ajute oamenii aflați în suferință. De mic și-a ajutat părinții și acum știe să facă mai toate treburile de bărbat, aproape la fel de bine ca și tatăl său, de la care a deprins și pasiunea pentru albine. În afară de apicultură, Dănuț e pasionat și de sport, în special de handbal, pe care l-a și practicat timp de 4 ani. Păi m-am lăsat că mi-a plăcut foarte mult handbalul, dar am zis că vreau să fac și școală, ce mai important. Acum câți ani te-ai lăsat de handbal? Acum un an de zile. Acum un an. Da, și am spus că vreau să fac o școală. Mai important e că în handbal ce faci până la 30 de ani, după aia ce faci? Dănuț e o fire pragmatică, știe ce vrea de la viață și a înțeles că pentru a ajunge undeva trebuie să muncească foarte mult. Cam așa arată o zi obișnuită din viața lui. Mă trezesc la vreo 7 și ceva. Dau drumul la găini, dau la porc de mâncare, prin casă și pe machina la ce trebuie, dacă e nevoie aici la albine, pe tachimul. Când eram la Baia Mare la școală, mai nu mergeam la școală câteva dată, să vin aici acasă, ajut pe părinți la muncă, la ce trebuie pe aici pe acasă. Dănuță își iubește satul, însă nu e genul lipit de glie. Dacă ar fi să-și găsească un serviciu la oraș, Rozavlea ar deveni doar o destinație de vacanță. Celia începe acum seria ionilor. Dintre cei 6 concurenți, 4 sunt ioni. Cam așa stă treaba și la nivel de sat. În Rozavlea n-ai nicio șansă să găsești vreun sătean după numele mic. Trebuie musai porecla. Dacă vedeta noastră ar întreba de pildă acum de Ion Roșca, mușteriul nostru, răspunsul ar fi tot o întrebare. Care? Îl din vale, îl din deal sau din centrul satului? Dar pe Ioana lui Pitic îl știe toată lumea.
Bine v-am găsit! Ce faci, dragă? Ah, acum am venit de la biserică. Da? Am mâncat și imediat o să dau apă la animale. Hai să-mi povestești și mie una alta despre tine, să-mi arăți unde stai, unde e camera ta, să-mi spui cu ce te îmbraci. De la cine ai cățelușul ăsta? De la maică. De la mama? Da. Tot ce am aici, tot. Maică mea, nu... Aici vreau să mă părinți. Aceștia sunt părinții? Da. Am înțeles. O dulce și duioasă mamă, adesea încerc să te alin. Ioan Roșca, zis Pitic, tocmai a terminat clasa 11-a. E singur la părinți sau mai degrabă la bunici, pentru că părinții sunt plecați de 11 ani în Franța la muncă. În lipsa părinților, Ionuț încearcă să se gospodărească singur și să-i ajute și pe bunici la una alta. Dacă băiatul dumneavoastră o să câștige, noi trebuie să-l luăm o lună de zile la București. Cum credeți că vă descurcați fără el, că am înțeles că este stâlpucase acum, singur bărbat care l-aveți la casă? Ei, i-am descurcat cumva. Lua pe cineva să ne ajute la lucru, dacă el s-a dus. Ca să uite de dorul părinților pe care îi vede doar de sărbători, Ionuț are grijă să-și ocupe timpul cu treburi. Spre deosebire de prietenul lui Dănuț, Pitic nu și-ar părăsi satul pentru nimic în lume. Tu ești ordonat de fel sau ți l-ai aranjat acum că am venit noi? Uneori. Când am timp. Cine te mai ajută la curățenie? Bunica mea. Bunica mea mai vine, mătușa mea pe la mine și mă ajută. Ionuț e muncitor, dar e și cochet. Se oprește în fața oglinzii, pentru că e interesat de modeling și actorie. Văd acolo un aparat pentru fitness. Îl folosești des? Nu foarte des, pentru că nu. Eu oricum mai des mă duc la sală. La sală? Da. Și la câmp? Și la câmp. Și acolo. Se face sală vrând nevrând. Da, acolo e cel mai bine. Următorul vizitat este tot Ion și tot crescut de bunici. Ce faci? Uite, vă așteptam să veniți, să veniți pe la mine, da? Hai, să mergem. Unde e camera ta? Da. Toți aveți camera foarte curată, mă. Sunt convinsă că nu e așa mereu, nu e așa? Aia mai mereu la mine aici, că sunt majoritatea timpului plecat și... Ioan are 20 de ani și mai are o soră mai mare. Părinții lui au plecat din țară când era în clasa 5-a, iar pe el și pe sora lui i-a crescut bunica. Dumneavoastră l-ați crescut? Să înțeleg. Nu, Dumnezeu l-a crescut. Eu am grijă de ei. No, și acum cu străne poți, iar am năpustine poată să meargă să-și poată să-și termine casa. No, și în timpul când vine acasă, mă mai ajută. Că unde am stat eu acolo pe deal, am ținut vacă, am mai făcut fân. Da. No, aici pe acum nu mai pot și eu, că-s bătrână. Foarte greu singură. Așa este. Când vii acasă, care sunt treburile pe care le mai faci și tu pe acasă? Păi, mai cosesc, mai... Acum, cum a făcut jirea de aia, am ajutat-o pe bunica, am rudit fasolea, am săpat la cartofi, burenile. Acum a venit rândul lui Ioan să o ajute pe bunica. De câte ori vine din Cluj, de la facultate, se ocupă de gospodărie. Vacanțele tot la Rozavlea și le petrece. Ai mai fost plecat la București? N-am fost niciodată. N-ai fost niciodată. Și ai ceva anume care ți-ai dorit să vizitezi când ajungi acolo? Casa Poporului. Ioan se menține în formă cu munca, dar și cu sportul. În puținul timp liber îi place să joace fotbal sau basket. Mi-au rămas bun și vă aștept de seară la concurs să veniți să-l susțineți pe... Merge, merge. ...nepotul dumneavoastră. Merge. Cu o pancardă, că... Cu o pancardă, da. Aduceți neamurile toate să vină. Celia pornește acum către cel mai mare dintre finaliști, Ioan Tomșa. Bună dimineața, Ionuț! Bună dimineața! Vă așteptam de mult! Să-mi prezici și mie casa ta, să spui mai mult despre tine. Așa. Nu e chiar personalizată. Nu știu, e strictul necesar ce am nevoie în cameră și... e cald. Da, e cald. Hai, arată-mi și mie cam în ce stil îți place să te îmbraci. Spune-mi despre tine dacă ai un obiect pe aici care e mai special pentru tine. Ok. Cămăși. Trebuie să fiu și elegant. Uh-huh. Îmi place. Asta e cămașa care o prefer. Uh-huh.
Ioan are 23 de ani și a absolvit facultatea acum 2 ani. Era în clasa 8-a când tatălui a murit și de atunci a devenit stâlpul casei. A preluat afacerea familiei, un motel, și a ajutat-o cât a putut pe mama lui. Ai o bază pe el, e ascultător și știe să facă tot, știe să facă și înăuntru și afară și în cuvânt, într-un cuvânt a spune așa, inteligent și cu multă bunăvoință. Pe lângă turism, muncile de câmp? Păi, ca orice gospodărie de la țară, presupun, nu știu, sunt foarte multe munci pe lângă casă care trebuie făcute. De exemplu, e fân, sunt cartofii care trebuie să-i săpăm. Avem o mică fermă de pui, acum n-avem decât 100, care creștem să fie din producție proprie. Ionuț nu vrea să plece la oraș și dacă ar avea mai mulți bani, i-ar investi în afacerea lui de la Rozavlea. E cineva acasă? Altă vizită, alt Ionuț, alu Mârza. Bună, Ionuț! Bună! Ce faci? Sunt acasă. Acasă? Hai, mă primești și pe mine la tine să-mi arăți casa? Da. Camera de zi? Da. Aici stai tu și calculatorul, nelipsit. Ionuț are 19 ani și locuiește singur, dar nu pentru că are casa lui. Băiatul a rămas orfan de tată de la 2 ani și la scurt timp a rămas și fără mamă, care a plecat din țară la muncă. De curând, fratele lui mai mare a luat și el drumul străinătății, iar Ionuț a rămas singur cuc în toată casa. Adică să înțeleg că toată casa asta tu o ții singur, singurel? Da, da, când vine maică-mea, eu cu maică-mea și fratele meu, în rest tot eu sunt singur acasă. Și mama ta de câte ori pe an vine acasă sau cam cum? Apoi de 2-3 ori când... Uh-huh. Și nu cred că stă prea mult. Nu. E în vacanță, ea muncește acolo, nu? Da. Dacă tu ești doar tu aici, mai ții grădină să ai da, legume și din asta? Am, da. Vecinii știu situația lui Ionuț și au grijă de gospodărie când el e plecat la liceu, iar bunica îi face de mâncare. Toți cei care îl cunosc au numai cuvinte de laudă. Nu poartă rușine după el mama să ai băiat de treabă, da. Foarte muncitor. Dacă trebuie luat la București, o să mai mergeți dumneavoastră să aveți grijă de gospodăria normal, lui, pentru că normal, lipsa lui o lună de zile o să trebuiască să fie plecat. Nu-i bai, numai să fie plecat. Toate le facem noi pe aici. Nu rămâne nimic de făcut. După ce va termina liceul, Ionuț și-ar dori să urmeze o facultate și să-și încerce norocul mai întâi aici, în țară. Dacă nu va reuși, abia atunci va urma calea pe care a luat-o mama lui, fratele și 3/4 dintre rozăvleni. Ghiță e ultimul pe lista celor vizitați, dar nu cel din urmă. Ba am putea spune că e cel din tâi la probele agricole, cel puțin. Ca să ajungi la Ghiță, pe numele întreg Gheorghe Pop, trebuie să-ți iei o pâine cu tine. Casa lui e în vârful dealului și n-ai cum să ajungi acolo decât cu piciorul. Ghiță, te aștept de seară la portiță, nu de altă, dar e mult prea greu să ajung la tine. De acum încolo, la portiță, te aștept, vii tu, eu nu? Da, da. Cum e? Bine. Și tu ajungi zi de zi aici? Da. Bună dimineața și bine v-am găsit! Bine ați venit! Sunteți mândră de ficiorul noastră? Foarte mândră! Da? Băiat cu minte, ascultător. Aici stai tu? Da, aici e camera mea. Aici e camera ta. Da. Ai tu vreun obiect în casă care să te reprezinte sau de care ai tu drag, l-ai la suflet, o amintire frumoasă sau ceva ce... Păi am albumul de când am terminat clasa 8-a. A, da? Ia să vedem cum erai când te-ai terminat clasa 8-a. Ia uite, ia să vedem și fetele, aveți fete frumoase. E vreuna gagică de-a ta de aici, din clasă? Nu, nu. N-a fost niciuna gagică a ta? A, am fost. Ghiță își dorește să ajungă jandarm. Muncește mult, dar cel puțin își are părinții aproape. În vârful dealului, în vârful muntelui, ce faci tu aici? Tot ce este nevoie. Cu coasa, săpat, cu animalele. Până acum, dintre toți concurenții, el pare să aibă profilul băiatului de la țară. Însă, prestația din finală este foarte importantă și poate schimba primele impresii. Scoate calul, pune șaua, vreau să plec.
Pe la poarta mândrei mele vreau să trec. De-o-i găsi eu la portiță, fraților vă jur, am să-i frâng mijlocul în brațe și pe cal s-o fur. Șase flăcăi, șase povești diferite. Cu noi informații acumulate, Celia se îndreaptă către grădina lui Adam, acolo unde s-au strâns foarte mulți săteni. Moroșenii au venit să-și susțină flăcăi și să afle numele celui care îi va reprezenta la București. Să înceapă finala din Rozavlea. Bună seara, Rozavlea! Bună seara și bine v-am găsit! Mă bucur tare mult că v-ați adunat aici în număr atât de mare să vă susțineți prietenii, neamurile, băieții. Băieții voștri de care și eu sunt tare mândră, să știți, pentru că în același timp mă reprezintă și pe mine. Ați venit să-i susțineți? Da! Păi nu se aude! Da! Și cum îi susțineți voi? Haideți să invităm și băieții noștri dragi aici alături de noi. Sunt frumoși? Sunt ai voștri? Celia nu lasă concurenții să se relaxeze prea mult. Încă de la prima probă îi bagă în priză și perpelește la fier încins. Dacă băieții la câmp s-au descurcat, unii mai bine, alții mai puțin bine, dar în mare parte bine, suntem curioase cum se descurcă băieții la gospodărie. Să vedem cum sunteți atunci când aveți nevoie să vă călcați o haină. Să vedem dacă știți să faceți o dungă la pantaloni. Hai că arată bine, fiecare doamnă să aibă câte unul acasă, așa în fiecare zi, nu? Care doamnă vrea câte un băiat din ăsta acasă la treburile casnice, zi de zi, așa? Eu vreau. Hai doi băieți că e vorba doar de 5 minute, da? Susții că ai terminat? Eu zic să te mai chinui, că n-are rost să termin mai repede decât timpul pe care l-ai la dispoziție. Să te oprești și să rămână șifonați. Mai insistă, cât mai ai timp. Așa puțin. Dar nu contează aburi, că pe vremea bunicii nu existau aburi. Atenție! Stop! 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 Cum nici Celia nu e expertă în călcat, are nevoie de ajutorul unei rozăvlence cu experiență să-și dea cu părerea și să-i departajeze pe concurenți. Sunt destul de bine călcați, dar aici unde se face tivul, deja trebuia să insiste, pentru că partea de jos contează foarte mult. Da. Partea de sus contează! Domnul zice că partea de sus contează! Că ăștia sunt destul de bine întinși, la tif sunt destul de bine călcați. Mie mi se pare că băiatul ăsta e călcat destul de bine. Foarte bine! Nu mă așteptam sincer nici măcar să netezească pantalonii aia, de ei chiar s-au descurcat. Și ăștia sunt călcați destul de bine, dar aici la buzunare. Ceea ce se vede cu ochiul liber este că aceștia, într-adevăr, sunt cei mai bine călcați. Cred că v-au plăcut, nu? Da! Și mie mi-a plăcut să-i văd la muncă. Mi-ar fi plăcut să-i văd în fiecare zi la mine pe acasă, așa muncind, și eu să stau la televizor și să mănânc popcorn și ei în jurul meu numai să muncească. Urmează echipa numărul 2 de călcători. Start! Cine credeți că o să câștige de data asta? Doamnele așa care privesc, cred că vă dați seama așa puțin. Cine credeți că o să piardă atunci? 3,
2... Stop! Bravo, băieți! Primul concurent... Da, bine ai dat deloc, băie, ce Dumnezeu ai lucrat! Acum! Haideți să continuăm! Cum e? Crezi că ai făcut treabă bună? Foarte bine! Da, are dreptate, vedeți? El a crescut un pic pe deal, dar să știți că maica s-a învățat să calce bine. Și eu zic tot la fel, chiar mi-a plăcut. Aici? Aici nu știu care e problema, călcătorul e destul de cald, dar aici sunt foarte șifonați. În partea de sus, dar în partea de jos? Crezi că partea de jos contează mai mult. Dunga contează. Cu adevărat, Ghiță a călcat cel mai bine. De la călcat pantaloni, concurenții sunt invitați să calce podeaua în pași de dans. Ce-ar fi să facem un dans sincron? Încercăm ceva inedit. E ok? Bine, oricum eu o să fiu cu ochii pe voi și o să văd care greșește, care fac. Nu m-ați convins, era o învălmășeală totală, o nebunie curată. Așa că fiecare pe rând în față, hai, primul! Aplauze pentru toți concurenții. Nu sunteți voi niște dansatori desăvârșiți, dar vă descurcați. Și vă dau aceeași notă. Aceeași notă pentru fiecare, dar nu vă spun nota. Dar vă pun la același nivel. Cât timp rozăvlenii s-au delectat cu ansamblul de copii din comună, băieții au trecut la o costumație mai lejeră, cu mușchii la vedere. Pe scenă a urcat o frumoasă domnișoară, care, din păcate pentru ei, n-a venit să le admire mușchii, ci să-i pună la încercare. Așează-te acolo, pe spatele lui! Să nu trișezi, da? La fiecare cu aceleași kilograme să fie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deși fata era slăbuță, cred că le-a cam rupt spatele băieților, însă am apreciat că niciunul nu s-a dat bătut. Numărați! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, hai că poți! 19, 20, 21, 22. Foarte bine și corecte. Nota 10 pentru fiecare. A fost tot așa, să vedem dacă băieții sunt în stare. Cum nu? Ia hai să vedem câte faci tu dacă nu. Hai să vedem. Cu domnișoara în spate. Hai repede, vin aici. Hai, sus. Păi și atunci de ce nu? Da. Felicitări, băieți. Este foarte greu, nu e ușor. Eu nu reușesc să fac niciuna singură, dar cu cineva în spate. Fata le-a plăcut băieților, dar cu siguranță toți și-ar fi dorit ca ea să apară în proba ce urmează. Fotogenie cu tocul roabă. Să vedem cum scoateți roaba frumoasă în poză. Deci roaba voastră trebuie să iasă frumoasă rău de tot. Trebuie să o faceți să arate bine.
Băieții făcuseră cunoștință cu roaba mai devreme, la proba agricolă. Acum însă trebuie să se împrietenească mai mult cu ea. O probă de imaginație și sex appeal. Stai! Hai să vedem, prima fotografie, ok. Și e bine dacă ai terminat la înălțime. Fotografia numărul 2, ai grijă să nu cazi. Aoleu! Proba de fotogenie cu roaba, băieții s-au descurcat excelent. Au demonstrat că pot face față oricărei ședințe foto dacă au reușit cu roaba. Așa, asta e fotografie, bravo! Bravo, bravo, bravo! Prima fotografie. E bine? Eu zic că toți s-au descurcat. S-au descurcat bine? Costumul tradițional le aduce feciorilor și o probă pe măsură, care însă are neapărat nevoie de un traducător în limba moroșană. Și pentru asta, de mare ajutor este Nea Ion, ghidul de ieri al Celiei. Ar fi trebuit să folosesc multe regionalisme și nu cred că m-aș fi descurcat. Este vorba despre acel obiect la teară, sucală, care mulți dintre copii nu știu. Deci o să aveți să faceți o bobină, îi zicem țedi, țedi la teară. Aveți timp de 5 minute, o să aveți ghemcoață, țede și sucală fiecare. Iar în 5 minute care bobină e mai mare, deci va fi câștigătorul. Și asta va decide celea. 2, 3 și... Câte minute mai avem? Încă 2 minute. Câte secunde mai avem? Jumătate de minut? Stop! Ia să vedem. Cine s-a descurcat cel mai bine aici? Ionut s-a descurcat. Și tu te-ai descurcat bine. Și aici a mers treaba, și aici a mers treaba. Aici ce s-a întâmplat? Ce ai uitat? Emoțiile astea sau graba strică treaba. M-am grăbit. Și ce ai pățit? Am uitat de țede. La tine ce problemă a fost? Mi s-a înfundat, s-a băgat dați acolo. I s-a înfundat. Cea mai bună bobină pentru că... Țădie! Țădie! Cea mai bună țădie! Asta e ața care alimentează ceara. Deci, o băgați, trageți... Okay. Tu despre ce vorbești aici? Apropo, despre ce vorbeai? Cu băgatul și cu trasul? Păi uite, uite rezultatul, acele țoluri. E bine, e bine atunci. Băieții n-au prea ieșit basma curată din încercarea asta. Dar nu e prea târziu pentru ei. Acum au ocazia să impresioneze juriul cu creativitatea și talentul lor muzical. Ați avut o temă de făcut, nu? Maramureș, plai cu flori, adaptat. Maramureș, mândră floare, măi, dorule, măi, la rozavlea-i sărbătoare, măi, dorule, măi. Maramureșul răsună, măi, dorule, măi, de cât joc e voie bună, măi, dorule, măi. Noi de mult am așteptat, măi, dorule, dor, hai ca să zină prima în sat, măi, dorule, dor. Ardio! O vedete populară, hai, hai, dorule, dor,
Mi-s feciorul de la țară, hai, hai, dorule, dor. Și-o sândi toată lumea, măi, dorule, măi. S-o vadă păcelia, măi, dorule, măi. De când ce lea ne omoară, măi, dorule, măi. Cu băiatul de la țară, măi, dorule, măi. Păi orice s-ar întâmpla, măi, dorule, măi. Cele preferata mea, măi, dorule, măi. Să măi! Celia de mi place, măi, dorule, dor. Bucureștiul o-i vide, măi, dorule, dor. Să mă vad o țară întreagă, hai, hai, dorule-s dor. Mi-s băiatul de la țară, hai, hai, dorule-s dor. Mi-au plăcut adaptările lor, foarte creativ băieții, primii patru au cântat chiar bine. Am mândre sărbătorile, măi, dorule, măi, ca și vara florile, măi, dorule, măi. Mândru-i Doamne și-al tău nume, măi, dorule, măi, Roza, Rozalina în lume, măi, dorule, măi. Dacă la proba cu Suveica au cam făcut o lată, acum băieții și-au scos pârleala. Au improvizat cu talent, dar au și cântat bine. Dacă mai și joacă precum cântă, atunci competiția se poate încheia. Ultima probă din concurs. Stai că aici avem și strigături. Așa. Bravo. Era pe timp de data asta. E prima dată când v-am făcut la perfecție. La proba cu dansul, trei dintre ei s-au descurcat foarte bine, dar după părerea mea, Pitica a fost cel mai bun. E corect. Concursul Miss Băiatul de la țară, faza pe Rozavlea, s-a încheiat, iar cei șase concurenți au demonstrat că sunt muncitori, talentați și arătoși. Cu atât mai greu pentru Celia să aleagă doar unul dintre ei. Însă mulțimea așteaptă nerăbdătoare decizia ei. Fiecare dintre voi are calități. Fiecare dintre voi m-a impresionat cu câte ceva. Nu degeaba ați venit aici și nu degeaba ați rămas ultimii șase, dar dintre voi, minunata comună Rozavlea, momentul alegerii finale a fost extrem de dificil. Am cumpănit tare mult până să-l aleg pe cel mai bun, mă atașasem de băieți și nu mi-a fost deloc ușor. Cine se reprezinte comuna Rozavlea? Mi-aș dori să pot să mulțumesc pe toată lumea, mi-aș dori tare mult, dar of, trebuie să aleg doar unul. Dar vă mulțumesc din suflet tuturor!
Felicitări! Sper să vă reprezinte comuna și să vă aducă mândrie. E un băiat inteligent și sper să ne descurcăm. Ne descurcăm? Data viitoare vă promitem că o să ne descurcăm mai bine. Mulțumesc mult! Moroșanul care va veni la București este un candidat demn de luat în seamă pentru marele titlu. Priceperea, talentul artistic și experiența de viață sunt calitățile care au făcut-o pe Celia să le aleagă pe Ionuț. Revin cu greu, a fost chiar un șoc. Nu m-am așteptat, sincer. Competiția a fost. Adică competitorii toți au fost unul și unul. În schimb, acum mă simt foarte bine. Celia a preferat să le aleagă pe cel mai experimentat dintre băieți. Ionuț a luat viața în piept de mic